Bună ziua, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Discutăm astăzi despre problemele sportului constanțean. Situația nu este deloc roz, aș spune mai mult decât atât, unele cluburi sunt în faliment de facto. O să discutăm de ce s-a ajuns la acest lucru și în partea a doua emisiunii încercăm să vedem dacă sunt soluții. Vă spun de pe acum, invitații mei sunt, sau măcar unul dintre ei este optimist, spune că sunt soluții. Vom încerca să le găsim și poate cineva le va auzi și le va și pune în practică. Invitații mei, domnul Andrei Semerjei, bună ziua! Astăzi, în calitate de reprezentant al Consiliului Județean la clubul de rugby Farul, sunteți și directorul liceului cu program sportiv din Constanța și domnul Serhan Cadăr, director executiv la CVM Tomis. Bună ziua! Bună ziua! Ai zis seara sau ziua? Ziua! E încă zi afară. Ziua. Mulțumim că sunteți alături de noi. La 6 aveți meci. Programul foarte strâns la și 30 de într-adevăr, la 18 se joacă primul meci din finala acestui an, din campionatul Diviziei Naționale de Volei Masculin, în care se întâlnesc, ca de obicei, Clubul Municipal Tomis Constanța și echipa din Zalău. De pe acum vă dorim succes și le spunem și de respectatorilor că pot ajunge la meci la ora 18 la Sala Sporturilor. Da. Bun, haideți să începem cu cazul mai puțin plăcut al clubului de rugby, Farul. Înțeleg că acolo sunt probleme destul de grave. Clubul este, de fapt, un faliment, domnule Semerjei. Din păcate, da. Deci la ora aceasta ne mai despart doar câteva zile până declararea falimentului, până la declararea falimentului acestui club. Club de tradiție, club cu 7 titluri de campion ai României, cu generații întregi de jucători internaționali. Din păcate, s-a ajuns în această situație, nu știu... Cum s-a ajuns? Că pare incredibil o echipă care a fost de 7 ori campioană națională. Deci, vedeți dumneavoastră, problema valorii sportive și a activității sportive din teren, respectiv jucători și tehnicieni, de foarte multe ori nu are nicio legătură cu ceea ce se întâmplă în managementul clubului. Și probabil că acolo au fost probleme. Datorii istorice care s-au rostogolit de la un an la altul, s-a ajuns la niște sume apreciabile. Dar cred că putem să le spunem, nu e niciun secret, aproximativ așa. Aproximativ 2 milioane de lei. O sumă foarte considerabilă, deci dacă o transformăm în euro, vă dați seama cam cât ar reprezenta. Peste 400 de mii de euro. O sumă considerabilă, dar... De când a început clubul să aibă datorii? Acum 1, 2, 3, 5 ani, 10 ani? Clubul funcționează sistemul acesta de aproximativ 10 ani. Și datoriile s-au tot acumulat. Azi puțin, mâine puțin, tot timpul a existat această speranță și au existat de fapt câțiva oameni care acum, pe românește spunându-și, și-au pus pielea la saramură și au insistat ca acest club să rămână în picioare și să producă performanță la nivel internațional și la nivel național, au finanțat clubul, unii dintre ei la ora asta plătesc, nu știu dacă pe drept sau pe nedrept, dar plătesc cu vârf și îndesat la ora asta. Sunt în stare de arest. Nu mă feresc să o spun domnul președinte al Consiliului Județean Nicușor Constantinescu. Dar domnul Constantinescu, da. Vă referiți, arest deci, la domiciliu pentru acest lucru. Și pentru acest lucru. Deci a fost deja înaintată în instanță spre judecare problema aceasta a finanțării cluburilor sportive. În condițiile în care, din câte înțeleg eu, toți consilierii au votat finanțarea, nu numai domnul Constantinescu, dar o să revenim puțin la acest lucru. Schimbăm puțin discuția. Dumneavoastră aveți vești mai bune. Lucrurile stau mai bine la CVM Tomis, nu-i așa? Astăzi jucați finala. Da, într-adevăr, jucăm finala, dar jucăm finala, avem deasupra capului aceeași sabia lui Damocle, cu posibilitatea falimentului, cu toate că la începutul anului 2015 clubul nostru nu înregistra niciun fel de datorie. Asta vreau să vă întreb, nu cred că aveți 2 milioane de lei datorie. Nu avem niciun fel de datorie la sfârșitul anului. La sfârșitul anului 2014, începutul 2015, eram fără niciun fel de datorii la bugetul de stat, cât și către alte surse de în care ne aprovizionăm. Astăzi cum stați? Astăzi avem datorii neplătite de la începutul anului 2015. Cam la ce valoare se ridică acestea? Păi se ridică la aproape 1 milion. De lei? De lei.
Ați ajuns la o cifră frumoasă și că ești. Da, ce se întâmplă? Așa. Cum spunea și domnul Semergea, acest bulgare se rostogolește în continuu. Pe fiecare zi ce trece, datorile se acumulează. Se acumulează într-un foarte rapid. Cine ar trebui să finanțeze activitatea dumneavoastră? În momentul de față, noi am reușit. Pentru că s-a folosit în ultima vreme câteva afirmații de genul, păi da, conducerea clubului ce păzește? Să-și caute sponsori, să caute surse de venit. Într-adevăr, le căutăm, le-am găsit. Ați găsit sponsori, da? Da, și ce se întâmplă? Faptul că nu am avut datorii se datorează, și sponsorilor. În cursul zilei de astăzi, eu am reușit să achit către jucători 50% din salariul pe luna ianuarie. Vă dați seama, 50%. Noi mai avem de disputat? 50% din ianuarie, subliniem. Suntem în aprilie și intrăm în luna mai. Putem spune că s-a terminat luna aprilie. Dar cum reușiți să-i țineți pe acești jucători? Cum reușiți să-i ținem în primul rând? Cuvânt, dacă prin profesionalismul de care dă dovadă și antrenorul și conducerea administrativă a clubului, încrederea pe care ei o au în noi. Și mai este încă un aspect, trebuie să fim realiști. În momentul de față, ei nu se pot transfera la alt club să joace, să câștige bani din altă parte. Le rămâne singura lor șansă, este să joace aici, să spere că într-un viitor mai apropiat sau îndepărtat, să poată să recupereze aceste datorii. Da, lucruri pe care ni-l dorim și noi. La terminarea campionatului sau în sezonul viitor vor putea să plece? Vor fi liberi de contract? Sau? Dacă ne luăm după contractele pe care le avem cu ei, știți ce spune? La 45 de zile de la data neachitării salariului sunt liberi de contract. Am înțeles. Deci faceți un fel de magie pentru că ținându-i aici. Suntem la mâna lor. Deci, practic, sunt liberi de acum. Sunt liberi de acum. Nu mai spune să nu vă audă, oricum sunt știu în sală. Știu și ei foarte bine treaba aceasta, dar faptul că nu se pot transfera în momentul acesta la alte structuri sau în alte campionate, cei doi jucători care au plecat de la noi, au plecat în speranța că se pot transfera să joace în altă parte, să mai recupereze. Înțelegeam înainte de a intra în emisiune că ați reușit să duceți înapoi și niște jucători din Bulgaria, da, nu? Da. Pentru că nu au reușit să se transfere în alte părți. În condițiile astea, când le-am oferit 50% din salariu pe ianuarie, au făcut o simplă ecuație și a spus decât deloc, mai bine puțin. Restul de 50% pe ianuarie, domnule Cadăr, cam când credeți că vor veni? Să zic Dumnezeu, când o da la... Am înțeles. Sau când o da structurile locale care au posibilitatea, sunt sumele prevăzute în bugetele locale, dar... Reîntorcându-ne la clubul de rugby, înțeleg că acolo lucrurile stau destul de rău în sensul că și jucătorii au plecat, nu mai există nimic, nu? Nu mai există decât tocmai această e situația gravă care pune în imposibilitatea de a face efectiv ceva. Pe legea 350 durează 60 de zile ca să obții ceva din suma alocată după semnarea contractului. Aceste sume încă nu s-au alocat, deci nu s-a deschis achiziția de licitația de contracte. Deci vă dați seama, urmează cel puțin 60 de zile dacă în momentul ăsta s-ar semna contractele. Da, asta nu cred semna... că sunt șanse nu, să nu se semneze șanse. Astăzi. Cine ar trebui să demareze procedurile acestea? Consiliul Județean? Cine? Și Consiliul Județean și Primăria. Sunt cele două structuri care au posibilitatea și au dreptul să acorde fonduri, sume nerambursabile din bugetul de stat. Sume care sunt prevăzute în bugetul pe anul 2015 la cele două instituții. Aici este paradoxul problemei. Sumele există, alocările sunt prinse în buget. Urmează doar să se declanșeze procedura. Asta ce înseamnă? Lucru trebuie să dea un anunț în ziar în care să fie anunțat o dată care trebuie să fie după 30 de zile de la data în care apare anunțul în ziar, la 30 de zile trebuie să aibă loc prima licitație. Dacă la această primă licitație nu participă minimum două structuri sportive pentru un domeniu de activitate, atunci licitația se reia la 30 de zile. Cu toate că și aici există posibilitatea prevăzută de lege ca, în cazuri speciale, această perioadă de 30 de zile se reducă la 15. Deci s-ar putea întâmpla în 45. Din punct de vedere teoretic, posibilități există. Da, știți foarte bine ce s-a întâmplat, spunea și domnul Semerjai, când s-au făcut lucrurile așa, cineva a ajuns în arest la domiciliu.
le e frică, de ce nu se întâmplă așa? Există această teamă. Există, nu? La acest moment există această teamă și reținere de a semna niște documente, pentru că toată lumea a dat cu subsemnatul. Și în condițiile astea, echipa de rugby, cu o săptămână înainte de începerea campionatului, s-a văzut în imposibilitatea de a găzdui prima etapă de campionat la Constanța. A trebuit să ne retragem, spre rușinea noastră, vis-a-vis de federație și ceilalți competitori. Din 7 echipe în Superliga au rămas 6, deci asta este rugby-ul de performanță la nivelul României, 6 echipe în Superliga. Și noi am fost primii care am introdus Rugby Club Județean, această nouă experiență pentru România, respectiv aducerea de jucători din Namibia, din Fiji, din Australia, din Noua Zeelandă, inclusiv antrenori. Și din păcate, tot Rugby Club Județean a fost și prima care a ajuns în situația de faliment. Din faptul că jucătorii aveau salariile neachitate, trecuse prima lună, a doua lună, a treia lună. Eu am fost pus în situația neplăcută să fac acest anunț echipei, în săptămâna de campionat. Deci marți, în săptămâna de campionat, ei sâmbătă trebuia să aibă etapă, i-am anunțat că din a doua zi, deci de miercuri, sunt liberi să plece. Vreau să vă spun că a doua zi, miercuri, era coadă la club. Steaua a venit cu microbuzul și a luat jucătorii precum saci de cartofi de pe tarla. Rugby Club Baia Mare, la fel, CSM-ul Baia Mare, au venit și au luat jucători. Dinamo au luat jucători. Toate echipele s-au întărit. CSM-ul București, jucători, a luat 6-7 jucători. Pe gratis. Pentru că acești jucători erau declarați liberi de contract. Federația ne-a asigurat acest sprijin de a permite jucătorilor, în afara perioadei de transfer, să fie îndreptați către structuri, alte echipe, pentru că mulți dintre ei erau internaționali români, care la anul vor avea Cupa Mondială. Și în condițiile astea nu puteau fi lăsați pe drumuri datorită unor probleme ale clubului și ale unei legislații încălcite, pentru că spuneam, o hotărâre a unei entități, că se cheamă Consiliul Local sau că se cheamă Consiliul Județean, adoptată prin ridicare de mână, prin vot deschis. Deci cine nu e pentru, se poate abține sau poate vota împotrivă. Această hotărâre nu poate fi pusă în aplicare, exact ce spunea domnul Cadăr, decât după o perioadă foarte îndelungată. Ori sportul de performanță presupune finanțare ritmică și la timp. Nu poți să mănânci în mai ceea ce trebuia să mănânci în ianuarie. Nu poți să te antrenezi sau să pleci în cantonament în iunie, când tu trebuia să faci treaba asta în februarie și așa mai departe. Mai este un aspect foarte important. Un aspect foarte important, domnule Cadăr, pe care îl discutăm după 2-3 minute de pauză de publicitate. Mulțumesc, revenim. Discutăm despre soarta sportului constanțean. V-am rugat să nu vă uitați ideea, domnule Cadăr, da? Înainte de pauză. O întrebare retorică. Cum se întâmplă că sportul de echipă constanțean, care acum câțiva ani era lăudat și era dat ca exemplu în toată România pentru modul în care s-a dezvoltat și pentru performanțele la care a ajuns, acum sportul constanțean este la un pas de faliment, iar celelalte structuri din toată România urcă, fiind în aceleași condiții susținute de către organele locale. Oare de ce? Domnule, pentru simplul fapt că suntem în Constanța? Întreb și eu dacă din țara asta 6 județe și permis să aibă o echipă de rugby. Noi nu ne permitem. Vă dau un exemplu foarte retorică, clar, pe care domnul Semergea știe. CSM București are toate grupele, toate ramurile sportive și la un nivel foarte ridicat. Aparține de Primăria Generală a Bucureștiului. Este subvenționată, bine mersi, joacă, câștigă sau nu câștigă. Lăsăm la o parte performanțele. Dar nu sunt probleme. Așa cum este în toată țara. Oare de ce la Constanța nu se mai poate? Știți ce mi se pare mie curios? Că toți consilierii, și de la putere, și de la opoziție, de la toate partidele, au votat până anii trecuți finanțarea aceasta sportului. Acum se pare că nimeni nu mai face nimic. A fost când? Luna trecută sau acum 2 luni? Un proiect de hotărâre pe ordinea de zi și a fost retras. Mâine se pare că se dorește finanțarea clubului de fotbal, FC Farul. Să vedem ce se va întâmpla. Dar până în alta n-am văzut niciun proiect în ședința de mâine care să vizeze clubul dumneavoastră sau altele. Nu sunt. În mod sigur nu sunt.
singura structură care este propusă și care se speră că va primi această finanțare este vorba de clubul de fotbal Farul Constanța. Să vedem ce se va întâmpla mâine. De ce avem nevoie, domnule cadr, totuși de sporturi de performanță? De ce să dăm noi, cetățenii, bani pentru echipele, pentru CVM, pentru HCM și așa mai departe? În primul rând, trebuie să plecăm de la premisa că cetățeanul, cetățeni suntem toți, și eu și dumneavoastră. Păi da, și dumneavoastră vreți de la mine, oricine de pe salariul meu, vreți niște bănuți acolo. Dau și eu din salariul meu, dau și eu aceeași sumă. Dar înțeleg, să de nu uităm ce e nevoie, lucru. Domnule? De ce? Pentru că toți când mergem undeva în străinătate și auzim o echipă din Constanța, ne mândrim, uite, echipa din orașul meu. Așa cum ne fiind din Barcelona, suntem susținători echipei Barcelona, ne mândrim. Eu sunt fan Barcelona. Deci aici este o mândrie. Este o mândrie pentru orice cetățean constanțean, orice cetățean din România. Dar în aceeași timp să nu uităm un lucru, că sportul de performanță creează niște exemple. Domnul Semerjai știe foarte bine, în lumea sportului, în pedagogia sportului, exemplu este elementul de bază în dezvoltarea sportivă. Toți acești copii care îi vedeți acum, toți se duc înspre tenis. De ce? Simona Halep. Când se duceau în not, de ce se duceau? Pentru Răzvan Florea. Când se duceau la rugby, de ce veneau? Era un Băciuiu, era un Iancu, era un Celea. Niște somități ale sportului care se regăsesc acolo în teren. Acolo în teren, sportul de performanță dezvoltă spiritul de luptă, spiritul de combativitate, dezvoltă dorința de a trăi într-o comunitate. Aici este esența. Copiii aceștia, ce vrem să facem cu ei? Vrem să-i vedem în scoși pe brațe din cluburi și din baruri și din toate treburile. Vrem să-i vedem în boscheții din fața primăriei cu siringile în venă? Cu ochii în calculator toată ziua. Asta ne dorim? Acolo să ajungem. Să știți că suntem foarte aproape. Suntem la un pas de a realiza acest obiectiv. Dacă cineva, dar sper să nu existe așa ceva. Dar poate că, fără să-și dea seama, sunt unii dintre persoanele cu care avem și noi contact, care, prin modul lor de a se manifesta, nu conduc lucrurile decât în direcția aceasta. Sper să greșesc. Sper să greșiți. Există vreo legătură, domnule Semerjai, între sportul acesta de masă și vârfurile care se ridică din când în când în Constanța? Sau vedeți repercusiuni în viitor, cu alte cuvinte, la ceea ce se întâmplă acum? Păi vedeți dumneavoastră, în momentul actual, Rugby Club Județean este un club care a dispărut. Deci, la nivelul cel mai înalt de reprezentare. În câteva zile se semnează. Se intră în stare de faliment și cu asta s-a încheiat problema. Problema este că acest club era un model și era o țintă pentru copiii care joacă rugby, că joacă la Tomitani, că joacă la Cleopatra, că joacă la LPS. Ei aveau un țel să ajungă jucători în echipa de seniori a orașului, să fie mândri ca și constanțeni că sunt în echipa aceasta. Urmează și sunt sub aceeași amenințare Handball Clubul Municipal, Handball-ul, care ne-a adus atâtea bucurii, Volei Clubul Municipal, care ne-a adus atâtea bucurii, un alt club de care toată lumea uită, dar care a dispărut în plină glorie, este echipa de volei fete, campioană și câștigătoare a României și după aceea dispărută în neant. Echipe care au reprezentat România la cel mai înalt nivel în cupele europene. Am fost bucuroși și ați văzut sala sporturilor neîncăpătoare. Arhiplină. Pentru că lumea dorește asemenea modele. Lumea s-a săturat de scandal, de circ la televizor vis-a-vis de politică, vis-a-vis de tot felul de prostii. Și ca să faci performanță la nivel european, pentru că noi nu ne uităm ce se întâmplă în Occident? Noi am învățat pe mulți să facă sport și acum ei ne dau cu terenul în cap, cum spun ruibiștii. I-am învățat pe italieni ruibi și acum Italia joacă în turneul celor 6 națiuni și noi ne batem cu Georgia de la egal la egal. Dar asta este urmarea a faptului că am ajuns cu 6 echipe în Superliga. Da? Am învățat handball pe egipteni și pe francezi și pe alții și ne dau lecții de handball și au echipe campioane ale Europei. Dar acolo lumea a preluat modelul de pregătire, de instruire și au venit cu bani, cu finanțare. Pe drumul cel mai scurt și cu cât mai puține piedici.
Și nimeni acolo care finanțează, că e comunitatea locală, că este comunitatea regională, că este Ministerul Sportului, nu i-a tremurat mâna că astăzi semnez să se dea niște bani în sport și mâine mă ia nu știu cine de mână că, cu cătușele la mână și mă trimite la Beciu Domnesc sau unde. Nu fac politică, n-am fost membru de partid și nici eu și nici domnul Cadăr n-am fost. În sport, că a spus mai devreme că toți consilierii, indiferent de culoarea politică, așa știu, toți au votat. Nici nu poți să votezi altfel. Corect. Pentru o echipă, pentru o entitate sportivă în comunitatea ta decât ridicând mâna pentru. Pentru că sportul nu are culoare politică. La Olimpiadă, la Mondiale, la Europene, nu se cântă imnul PSD-ului sau imnul PNL-ului sau imnul PDL-ului. Se cântă imnul României, care e unul singur pentru toată lumea. Și ne mândrim cu Halep, ne mândrim că acum fetele care, toată lumea se uita cu scepticism vis-a-vis de echipa de tenis a României în Canada, că o să ne calce în picioare. O victorie senzațională, da? Fără Simona Halep. Și fără Simona Halep am dat o lecție de putere, de tărie, de caracter vis-a-vis de gestul acela urât. Nu știu, urât, nenormal pentru un sportiv de performanță, așa? Da. Ciudat. Și le-am demonstrat că putem să câștigăm și cu cine e la copii. Casă, da. Da, așa. Copii. E, copiii ăștia ce modele să aibă în momentul când aud că dispare Ruibiu, dispare handbalul, dispare ăla, sau se discută, păi bă, ăla nu și-a luat salariile de 6 luni și este ruibist de performanță și campionul în României. În în care îmi spuneați la volei anul trecut ați câștigat, nu știam acest lucru, cam tot ce se putea câștiga de la juniori. Și anul acesta, și anul cu acesta, toate nu? Grupele, suntem structura sportivă, suntem un singur club, suntem un club privat și avem grupe de la mini-volei până la senior. Suntem calificați cu toate grupele, toate categoriile de vârstă, la turneele finale ale campionatelor românești. Știți ce nu înțeleg? Eu dați-mi voie să am și o întrebare retorică. De ce să finanțezi FC Farul, care este pe ultimul loc în Liga a doua, și să nu finanțezi cluburi care au performanță? Dar e o întrebare retorică, nici nu trebuie să-mi răspundeți. Mai avem un minut. Soluții? În 30 de secunde. Eu știu așa că nu au voie să semneze consilierii, nici cei care sunt la conducerea CJ-ului. Soluții, o legislație fiscală care să încurajeze aportul privat în susținerea sportului. Pentru că actuala lege a sponsorizării este descurajantă și niciodată nu va veni nimeni să dea bani, pentru că practic este o pomană. Preferă să-ți dea bani sub formă de cum vreți să-i spuneți, donație, pomană, decât să facă acte de sponsorizare, că urmă intră în alte belele. Și atunci o legislație care să fie stimulativă și pentru mediul privat, să aibă și el un câștig din afacerea asta. Și credeți că vor veni privații să investească dacă se schimbă legislația? Eu sper că dacă se schimbă legislația, sunt convins că vor veni să investească, pentru că eu am spus-o la ultima ședință a Ruibii Clubului Județean, la acea masă ar fi trebuit să fie 10-12 oameni potenți financiar care să poată să pună mână de la mână și să scoată clubul din impas. Dar din păcate oamenii nu vin pentru că nu sunt cu absolut nimic cointeresați și... Am înțeles. Domnule Cadăr, 30 de secunde. Eu aș fi puțin mai tranșant. În primul rând trebuie să existe voință. În momentul în care există voință, se pot găsi soluțiile. Eu vă dau un exemplu foarte clar. Situația de la Primăria Constanța. Procedurile pentru declanșarea acestei finanțări nerambursabile, suntem în luna aprilie, pe final de aprilie, încă nici măcar nu au fost demarate. Trebuiau să fie demarate în luna ianuarie, februarie. Deja au trecut 160 de zile. Vă dați seama cât de mult contează treaba aceasta. Și ceea ce spunea și domnul Semerjai, este pe rol acum o propunere de modificare a legii sponsorizării pe care eu am spicuit-o, în care se spune ceva de genul acesta, că până acum se poate da 3% din rulaj. Se merge pe o idee să dea 5%, dar asta când? În condiția în care 40% din valoarea respectivă se duce obligatoriu către federațiile naționale. Nu trebuie să uităm un lucru, federațiile naționale sunt create de
către cluburi. Au înțeles. Nu invers. Deci legea sponsorizării și voință politică. Voință. Domnule Cadăr, mult succes, vă lăsăm să ajungeți la finală, mai avem 25 de minute. Vă așteptăm. Mult succes. Vă așteptăm și sperăm astăzi să mai aducem un titlu pentru Constanțeni. Și noi sperăm. Mulțumesc amândurora pentru prezența în emisiune și dumneavoastră că v-ați uitat. Rămâneți în continuare cu România TV.